Tericianu, mesaj surpriz în fața zeci de oameni de afaceri, avem mai mult nevoie să construim, decât să ne irosim energiile în dispute sterile. Presubliniere dintele ALDE, Călin Popescu Tericianu, s-a declarat un receptor favorabil problemelor cu care se confruntă sectorul IM, subliniind ce mediul de afaceri are un rol esențial într-o Românie în care trebuie să se construiască mult. Potrivit unui comunicat ALDE, conducerea partidului a participat joi la Colegiul Național al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici Sublinierei Mijlocii din România, GNIPM, la care au participat peste 60 de oameni de afaceri. Ce sunt multe probleme de rezolvat în acest domeniu sublinierei, tocmai de aceea consider că aceste dialoguri sunt importante, pentru a vedea cum putem să le rezolvăm cel mai bine. Vă asigur că veți găsi în mine, în colegii mei din ALDE, un receptor favorabil tuturor problemelor cu care se confrunt. Vreau să instituționalizme aceste întâlniri într-un dialog permanent. Personal, consider că, în România, avem mai mult nevoie să construim, iar mediul de afaceri are un rol esențial din acest punct de vedere, decât să ne irosim energiile în dispute sterile. Mediul de afaceri are o contribuție importantă la creșterea economică, crearea de locuri de muncă, iar statul trebuie să sprijine sectorul IM prin politici publice care să vizeze o reglementare inteligentă, consultare cu organizațiile de profil, simplificarea procedurilor sublinierei de birocratizare pentru mici întreprinzători, a afirmat Tericianu. Citat în comunicat. De asemenea, presubliniere dintele ALDE a precizat că România a făcut progrese remarcabile în domeniul competitivității. Competitivitatea economică s-a bazat pe costul redus al forței de muncă. Cred că ne vom permite pe termen lung să ne menținem acest statut. Trebuie făcute investiții în tehnologie, astfel încât productivitatea să crească. Din păcate, cred că sublinierea la nivelul autorităților ar trebui o anumită sensibilizare, pentru a nu face gre subliniere pe care anumiți decidenți politici par dispus sublinierei să le fac, a mai spus Tericianu. Potrivit sursei citate, Tericianu s-a referit sublinierei la industria de apărare, afirmând că trebuie să găsim un mecanism, astfel încât în momentul în care au apărut programele de cooperare industrială să stimuleze sublinierele întreprinzători care se intre pe această zonă de tehnologie înaltă. Pentru a nu ne trezi ce după ce se termin programul pleacă sublinierei, noi vom rămâne cu o forcă de muncă cu care să nu subliniere timp ce facem. Trebuie să vedem cum facem, cum profităm de aceste activități economice, pe o zonă care aduce o valoare adăugată. Presubliniere dintele GNIPM, Florin Jianu, susține că mediul public trebuie să treacă de la un proces de supralegiferare la un proces de proiecte cu impact major de modernizare a societății române subliniere TIC. Pentru a recupera decalajele existente, trebuie să gândim o serie de programe care să fie absorbite rapid în economie.
Lipsa forței de muncă este în continuare o problemă cu care se confruntă mediul de afaceri, astfel, trebuie să venim cu o serie de programe dedicate diasporei. Procesul de digitalizare este deosebit de important în modernizarea societății române, sublinierea atât a mediului privat, cât sublinierea mediului public, pentru care am putea gândi un proiect național în acest scop. În egal măsură, consider mai important ca în anul 2019 se susține antreprenoriatul ca tem de cara prelurii presubliniere din cei Uniunii Europene, care, după părerea noastră, ar crea o premier la nivel european, sublinierei ar pune înainte de Europa Social, Europa Antreprenorial, a spus Gianu, conform Ager Press. Presubliniere dintele Consiliului Național al ALDE, Norica Nicolai, le-a spus reprezentanților mediului de afaceri ce ALDE a lansat ideea unui proiect major pentru Europa imurilor. Avem modele de succes în Uniunea Europeană, sublinierei trebuie să reu-sublinierei să încurajme aici capacitatea noastră economică. Plus se încurajme capitalul național. Potrivit ALDE, temele abordate de reprezentanții IM au vizat stabilitatea sublinierei, predictibilitatea pentru mediul de afaceri, programe dedicate românilor din diaspora, antreprenoriatul ca tem de car pentru presubliniere din CEUE, digitalizarea IM-urilor ca proiect național, importanța educației sublinierei înființarea liceelor de antreprenoriat, subliniere colilor profesionale, sublinierei subliniere colilor tehnice, cre subliniere terea absorbției fondurilor structurale, debirocratizarea masivă a sistemului.